Accident cumplit în Galați, un tir încărcat cu cereale a lovit în plină gospodărie și a făcut ravagii. Se pare că șoferul a adormit la volan. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Accidentul a avut loc în localitatea Șivița din județul Galați. Șoferul în vârstă de 21 de ani ar fi adormit la volan și ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Tirul încărcat cu cereale a lovit în plin un stâlp de beton pentru iluminatul stradal, iar în urma impactului a ricoșat și a intrat în casa celor doi gălățeni. Proprietarul casei a fost cel care a anunțat autoritățile. Echipele de intervenție au ajuns imediat la fața locului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În schimb, o mare parte din locuință a fost distrusă. Polițiștii au testat alcoolemia șoferului, iar rezultatul a ieșit negativ. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.